Bine v-a regăsit la un nou videoclip. De data asta am plecat în căutare de ciuperci. Dat fiind că în ultimele zile au fost niște ploi destul de abundente, ciupercile au început să iasă. Așadar, am plecat în căutare de ciuperci. O să vedem ce găsim. Poate ghebe, poate găsim puiul de pădure, poate găsim limba boului, ciuperca de carne. Așadar, vă invit alături de mine la un nou videoclip. Vă doresc vizionare plăcută! Bun! Căutăm aceste ciuperci, după cum vedeți, eu sunt într-o pădure de stejar și o să mă uit pe lângă cioate, pe lângă trunchiul copacilor. O să mă uit și în zona de iarbă, pentru că s-ar putea să găsim și ceva piciorul căprioarei. De acum încolo, oricum, ciupercile încep să apară, sper eu cel puțin, deși ar trebui, după aceste ploi care au fost, ciupercile ar trebui în mod normal să înceapă să crească și ar trebui să găsim ceva, creasta cocoșului, piciorul căprioarei. Ne uităm pe trunchiul stejarilor pentru că acolo s-ar putea să găsim și limba boului. Dar ce liniște! O, iată, uite, oameni buni, ce am găsit eu aici. Asta e una dintre ciupercile mele preferate, denumită limba boului. O să vă arăt eu imediat și de ce se numește limba boului sau ciuperca de carne. O ciupercă foarte, foarte interesantă, prea puțin cunoscută la noi în România. Sigur că eu v-am mai prezentat-o de-a lungul timpului. Asta e o ciupercă foarte asemănătoare cu carnea de vită în general. Ciuperca asta o să o găsiți în special pe stejari. Deci pe stejari merită să o căutați. Dacă găsiți așa ceva, oameni buni, ciuperca asta este una fantastică. Pe lângă faptul că este foarte bună la gust și este foarte bogată în nutrienți, mai are și proprietăți medicinale. E o ciupercă despre care se știe că poate să detoxifice ficatul, să ajute în cazul unor afecțiuni ale stomacului. O ciupercă foarte, foarte interesantă. Haideți totuși să o tai jos ca să vă arăt mai bine. Să vă arăt eu de ce se numește ciuperca de carne. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă ce frumoasă-i! Sigur că asta ar fi crescut și mai mare, dar ținând cont de cum sunt vremurile mai nou, vremea, e posibil să se uște și să nu mai poată fi consumată. E bine, cum identificăm această ciupercă, limba boului denumită, denumire științifică de Fistulina hepatica, foarte asemănătoare cu un ficat? E bine, aspectul ăsta a ciupercii ne și dă de înțeles că această ciupercă are ceva proprietăți ce poate să detoxifice ficatul, da? Deci, în general, în natură, dacă ne uităm cu atenție, fiecare ciupercă, fiecare fruct, chiar și legumele, ne dau așa niște hinte despre organele pe care le poate ajuta, detoxifia și trata. No. Ia uitați-vă când tai ciuperca, cum arată la interior. Deci, uitați-vă și voi, are o textură foarte asemănătoare cu carnea de vită. Haideți să o tai în felie așa ca să vă arăt și mai bine. Ia asta să vedeți voi acum. No, ia uitați-vă când o tai cum arată la interior. Foarte asemănătoare cu carnea de vită, da? Deci ciuperca asta poate să aibă și o culoare mai roșiatică, mai închisă. De obicei are o culoare mai închisă, dar na, aceasta fiind tânără și ținând cont că de-abia acum începea să crească, se vede, are o culoare mai deschisă așa, dar se poate vedea la interior, da, fibrele, exact ca și carnea. No. Deci, mai am un videoclip, de fapt, cred că am chiar două videoclipuri pe canal despre această specie de ciuperci, Fistulina hepatica, limba boului, ciuperca de carne. No.
Ia uitați-vă! Ia uitați-vă ce textură frumoasă are deasupra, ceea ce o face și ușor de recunoscut. Are ca niște papile gustative, da? Deci ca și limba. Asta îi și dă numele de limba boului. Se vede, da? Stați să vedem. Da. No. De obicei, când este foarte, foarte umedă ciuperca, după ploaie sau dacă nu este secetă, o să vedeți că deasupra este și foarte alunecoasă, exact cum este și limba, da? Papilele, asemănătoare cu papilele gustative și foarte lucioasă, cu un lichid așa, alunecos. No. Deci, Fistulina hepatica, o ciupercă delicioasă, asta o s-o și iau, pentru că mie îmi place foarte mult specia asta de ciuperci, cum am zis. No, sigur că sunt unii care nu consumă așa ceva sau care au consumat, nu știu să o gătească. No. Ea necesită o gătire mai specială, dar nu neapărat. Am mâncat și la grătar, să știți, și are un gust fenomenal. Cât despre proprietățile benefice asupra organismului, nu mai vorbim. Foarte bogată în nutrienți. Deci o super mâncare, super food, cum spun americanii. No, deci asta e o ciupercă foarte, foarte interesantă. O să mă mai uit pentru că de obicei unde găsim una, acolo ar trebui să fie mai multe. O să fiu cu băgare de seamă. Dar vedeți și voi. Limba boului. Deci nu-i rău. Nu-i rău, înseamnă că ciupercile au început să apară și de acum încolo ne putem aștepta să găsim din ce în ce mai multe. Oricum, o să cobor imediat pe lângă un pârâu pe jos, să vedem de nu cumva găsesc ceva ghebe pe cioate, mai denumite opintici, Armillaria melea, ghebele de toamnă. Să mă mai uit aici peste jari, pe cioate, pentru că de acum începe sezonul acestei ciuperci, cum am zis, ciuperca de carne. O să vedem, poate am noroc și mai găsesc. O să mă uit aici în tăieturi, unde sunt luminișuri. O să mă uit bine pe copaci, pentru că aici poate dacă bate soarele mai mult. E bine, oameni buni, are să vă arăt eu că nu degeaba am venit eu aici în acest luminiș, în această tăietură. Ia uitați-vă ce am găsit eu aici. Poate că unii dintre voi o recunoașteți, este vorba despre Ganoderma lucidum, reishii, ciuperca lui Dumnezeu, ciuperca tinereții, ciuperca nemuririi, spuneți-i cum vreți, asta e una dintre cele mai apreciate ciuperci medicinale din întreaga lume. Haideți să o rupem frumos. Ia uitați-o, una dintre cele mai renumite ciuperci medicinale din întreaga lume. Știu că sunt zone din România unde această ciupercă este foarte, foarte rară. No, vedeți și voi, în primul rând, ea este destul de diferită de limba boului, care este o ciupercă moale, la tăiere are textura de carne, deasupra are niște viscozități, așa, ca și suprafața limbii, niște papile gustative. E bine, reishii, ca și Ganoderma aplanatum, această specie, Ganoderma lucidum, este una dintre cele mai utile ciuperci medicinale din întreaga lume, ciupercă cu puternice efecte citostatice, anticancerigene. Specialiștii fac multe studii pe bani mulți, cercetând aceste ciuperci, pentru că, după cum spun ei, ciuperca are un puternic efect anticancerigen, dă o stare de bine generală și este o ciupercă ce poate să trateze foarte, foarte multe afecțiuni. No. Deci, ciuperca asta a fost foarte apreciată și încă este apreciată în partea Asiei. Vechii regi sau împărați care erau pe timpuri nu lăsau pe nimeni să consume această ciupercă. Deci, dacă această ciupercă se găsește
trebuia dusă neapărat împăratului, iar cel care fura, să spunem, asemenea ciupercă și o consuma pentru el, era tăiată mâna cu care a luat ciuperca. Deci, cumva, împăratul o considera așa de valoroasă încât cine o găsea și o consuma și nu i-o aducea lui, era tăiat un membru, uneori chiar era executat. Deci, gândiți-vă ce apreciată era ciuperca asta, ei o considerau ciuperca nemuririi. No. Deci, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate ciuperci medicinale din întreaga lume. Ea se găsește sub formă de capsule, sub formă de pudră, sub formă de cubulețe uscată în farmacii. Se poate cumpăra de pe internet, se poate cumpăra din farmacii. Una dintre cele mai apreciate ciuperci. No? Asta o să o și iau, o să rețin și locul unde am găsit-o, pentru că, în general, această ciupercă, unde o găsiți într-un an, acolo o să crească și în următorii ani. Acolo pe copac, micelul se află deja sub scoarța copacului, se și vede. Aici crește pe o rădăcină. No, se vede. No, deci, reișii, ciuperca împăraților, ciuperca lui Dumnezeu, ciuperca nemuririi, ciuperca tot vindecătoare, spuneți-i cum vreți. Una dintre cele mai utile ciuperci. Eu am consumat așa ceva, știu foarte bine cât este de benefică. Ea se poate usca, tinctura este foarte apreciată, tinctura de reiși este considerată un medicament de top. Chiar am un videoclip în care vă prezint unde găsiți această ciupercă și cum se poate prepara un extract din ea. O să inserez videoclipul aici mai sus. Ia uitați-vă, oameni buni, ce bogăție am găsit eu aici. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă ce bogăție pe o salcie, o răchită, extraordinar. Latiporus sulfureus, mai denumită și puiul de pădure sau găina de pădure. Una dintre ciupercile mele preferate. Sigur că aceasta este puțin cam matură. Mi-ar fi plăcut să o găsesc când era în stadiul mai tânăr, dar nu e nicio problemă. O să iau doar marginile și o să le pregătesc în tigaie cu puțin unt. O delicatesă. Deci foarte, foarte bună ciupercă. Să știți că din ea se poate face și zacuscă, se poate găti în mai multe feluri. O ciupercă delicioasă pe care eu v-am mai prezentat-o de-a lungul timpului. Găsiți câteva videoclipuri dedicate pe canal, exact unde se găsește, cum se identifică, cum se poate găti, cum se poate diferenția de alte specii asemănătoare toxice. Găsiți totul despre această ciupercă. Ia uitați-o ce frumoasă e, nu? O să mă apuc de recoltat. Cum am zis, când găsiți aceste exemplare mai mature, recoltați doar marginile, da? Deci doar așa, se ia doar marginea și se poate găti fără nicio problemă, o gătiți cum vreți voi. Unii preferă să o gătească la grătar cu ceva sos, cu ceva condiment deasupra, unii preferă să facă tocană, no, mie îmi place să o mănânc gătit așa în tigaie cu unt. O să vedem, oricum am găsit destul de multă, o să pun și la congelator din ce o să recoltez eu aici. Deci, dacă ar fi fost mai tânără, ar fi fost mai bine, dar oricum, îndeajuns, un 2 kg tot reușesc să recoltez. No, vedeți și voi, asta ne oferă natura, celor care umblăm, ieșim în natură, vedem lucruri, găsim plante, ciuperci, animale, deci ce poți să vrei mai mult de atât. Deci doar marginile, se vede cum arată ciuperca, dedesubt are o culoare galbenă, stridentă, niște pori foarte, foarte fini, la tăiere se vede o culoare gălbuie așa spre portocaliu. O ciupercă ce are și un miros plăcut, ea se poate confunda cu o ciupercă toxică denumită Hapalopilus nidulans, dar ea are o textură mult mai tare, porii mult mai mari, mult mai distanțați între ei. Găsiți pe videoclip, găsiți pe canal un videoclip în care pun aceste ciuperci una lângă alta și vă arăt diferențele. Deci, găina de pădure, o ciupercă foarte bună la gust. Luăm doar marginile frumos. Mai lăsat pe copac și pentru alții, pentru cine vrea să vină să mai culeagă. Oricum, ciuperca asta o să crească și la anul
Miceliu deja se află sub scoarța copacului. Haideți să vă arăt, oameni buni, că nu aici departe, pe un fag bătrân care s-a rupt, am găsit și Pleurotus. Ia uitați-vă că și Pleurotusul, hopa, nu stați că l-am dat jos, și Pleurotusul își face simțită prezența. Mirosul de Pleurotus absolut extraordinar. Vedeți că ciupercile au început să apară, se găsesc din abundență. Limba boului, găina de pădure, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius, specia ostreatus, după culoarea de deasupra. No, Pleurotus, una dintre ciupercile de calitate extraordinară, se găsește de cumpărat și în magazine. Sigur că ăsta sălbatic e mult mai aromat, are un gust mult mai plăcut. O să mă mai uit pentru că s-ar putea să mai fie. Nu-i rău deocamdată. Am găsit ceva ciuperci. Nu mă duc cu traista goală. Facem o rețetă foarte simplă de ciuperci. După cum vedeți aici avem limba boului, ciuperca de carne, vedeți și voi ce textură frumoasă are. Avem găina de pădure, Latiporus sulfureus, avem ceva Pleurotus și câteva urechiușe, urechea lui Iuda. O să fac o tocăniță, o să combin aceste ciuperci. În primul și în primul rând le-am spălat foarte bine, iar acum urmează să le toc mărunt. Că nu are importanță să știți că oricum ele necesită cam același timp de gătire. Deci tăiem și două cepe pe care le punem la călit întotdeauna. Punem ciupercile la fiert, nu adăugăm apă încă de la început. Punem sare prima dată, pentru că atunci când punem sarea, ciupercile își lasă apa. Amestecăm foarte bine. Amestecăm, vedem câtă apă lasă ciupercile și mai adăugăm și noi puțin. Nu foarte, foarte multă. Amestecăm puțin și lăsăm ciupercile la fiert în jur de 15 minute. Ciupercile au fiert suficient, le scurgem de apă, asta e de reținut întotdeauna, deci scurgem ciupercile de apă. Punem frumos ceapa la călit, când începe să își schimbe culoarea, punem frumos ciupercile fierte, scurse de apă, le punem deasupra. Adăugăm și puțină apă, dar nu foarte multă, deci foarte, foarte puțină, nici 50 de grame. Amestecăm și lăsăm aici în jur de 10 minute. Sărăm și piperăm, sigur că da. Punem și piper să fie, mie cel puțin, îmi plac ciupercile așa mai piperate, condimentate. Ce bine se fac ele acolo. Acum, aici e după gust. Cine vrea să pună făină, pune făină. Cine vrea să pună smântână, pune smântână. Eu o să pun puțină smântână la sfârșit. Cine dorește poate să pună pătrunjel, mărar, ce plante aromatice dorește, cimbrișor. No, aici e după gust. Eu o să pun puțină smântână. Sigur că înainte de a pune smântâna, luăm de pe foc ca să nu fie diferența de temperatură prea mare. Adăugăm frumos smântâna și amestecăm. Smântână grasă. Cu cât mai grasă, cu atât mai bună. Cine vrea să pună, poate să pună și o lingură, două de făină. Amestecăm foarte bine și punem înapoi la foc, mai lăsăm în jur de 5-7 minute. Tocana noastră este gata, ce urmează este doar să o servim.
Bine, tocănița noastră de ciuperci este gata. Tot ce urmează să facem este să o servim. Vă doresc poftă bună! Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Eu vă aștept și data viitoare la alte aventuri și informații din natură. La revedere!